Domnilor, înainte să înceapă daily vlog-ul de astăzi, eu zic să trecem la rubrica calendarului de advent. În calendarul Oreo avem o ciocolățică Milka cu Oreo. În calendarul M&M's avem o bombonică Snickers. Iar în calendarul Ferrero Prestige avem o ciocolățică albă cu alune. După cum probabil ați văzut în titlu, în daily vlog de astăzi vom discuta despre Lego. Luni am fost și am făcut vaccinul, am avut două vaccinuri de făcut. Aveți acum un film, o scurtă secvență cu toate vaccinurile și cum a fost acolo. Vă salut eu, cum să nu vă salut, doamnelor și domnilor, în daily vlogul ăsta facem ceva împreună cu Lego. Ceva extrem de important, mergem să-i facem vaccinul la Lego, așa că vă iau cu mine.
două vaccinuri. Am făcut vaccinul contra coronavirusului canin și am mai făcut un vaccin contra o boală care există la câini, se numește tusea de canisă. Și ale doi le-am făcut, aveți aici carnetul de sănătate. Au fost foarte cuminte, după cum ați putut vedea, nimic, niciun urle, nici nimic. Am avut un vaccin normal cu ac și mai a fost unul pe care l-a administrat în nas. Ați văzut acolo, l-a picurat cum a venit în nas. Și avem pe planul de vaccinare, mai este încă, mai trebuie să mai facem încă o deparastare internă și mai are încă un vaccin, anul ăsta. Pe planul de vaccinare, în 21 trebuie să-i facem deparastarea internă, ne-a dat o tabletuță, e aici, pe care trebuie să-i administrăm. Am primit acum o chestie foarte, foarte tare, e un fel de siringă. Deci aici se pune pastila, se bagă în gură la câine și eu pot tu administra. Iar apoi mai avem un ultim vaccin, în 28, iar apoi după vaccinul ăla, veterinarul a zis că îl putem scoate afară, adică, mă rog, după câteva zile de la vaccinul ăla, o să-l putem scoate afară, la plimbare.